După mai bine de un deceniu de planificare, cercetare și dezvoltare, tehnologia 5G este pe punctul de a fi implementată în mai multe zone din lume, inclusiv în România. Viitorul ne bate la ușă. Unii dintre noi sunt nerăbdători să primească cu brațele deschise acest viitor mai bine conectat. Alții, în schimb, sunt reticenți să deschidă ușa unui străin. În ultimele luni, discuțiile cu privire la siguranța rețelelor 5G pentru sănătatea umană au căpătat amploare peste tot în lume. Organizațiile internaționale și o mare parte din experți ne asigură că noua tehnologie este sigură și nu aduce riscuri pentru sănătatea umană. Există însă și voci care spun că înainte de a implementa această tehnologie la scară largă, ar trebui să știm mai multe despre ea. În acest episod vă propun să facem exact asta. Să aflăm mai multe despre 5G, ce este, cum a ajuns să ne sperie, care este adevărul din spatele temerilor vehiculate și care sunt dovezile existente la acest moment. Termenul 5G se referă la cea mai nouă generație de tehnologie mobilă. Prin trecerea de la 4G, adică tehnologia folosită în prezent, la 5G obținem o conectivitate mai bună, dar mai ales o viteză mai mare de transfer pentru datele mobile. Crește viteza de descărcare și în același timp se reduce semnificativ latența, scad timpii de răspuns și timpii morți necesari încărcării unor date. Da, asta înseamnă o experiență de gaming sau de video streaming mai plăcută, dar e mai mult decât atât. Conectivitatea mai bună înseamnă că adoptarea pe scară largă a tehnologiei 5G ar putea să paveze calea pentru dezvoltarea dispozitivelor inteligente de tip IoT, adică Internet of Things, senzori și computere care vor putea comunica în timp real cu latențe minime. De la sisteme bazate pe inteligență artificială până la mașini autonome și chirurgie realizată computerizat de la distanță, aplicațiile sunt practic nelimitate. Atunci când vorbesc despre potențiale riscuri ale tehnologiei 5G pentru sănătate, criticii se referă în primul rând la nivelul și frecvența radiațiilor electromagnetice pe care antenele 5G le vor emite. De ce este asta o problemă acum? Pentru că tehnologia 5G va opera pe frecvențe de unde electromagnetice mai înalte decât 4G, 3G și toate generațiile precedente. O să trec rapid peste afirmația că nu toate radiațiile sunt periculoase. Dacă ești aici, probabil știi deja asta și nu te sperii la simpla mențiune acestui cuvânt și o să încerc să explic mai pe îndelete radiațiile electromagnetice. Undele electromagnetice sunt oscilații simultane ale unui câmp magnetic și ale unui câmp electric. În funcție de frecvența oscilațiilor în timp, spectrul radiațiilor electromagnetice se împarte în frecvențe joase și înalte. Radiația electromagnetică se măsoară în funcție de numărul de oscilații pe secundă, în herți. Rețeaua electrică, de exemplu, se află în partea inferioară a spectrului electromagnetic, funcționând la oscilații între 50 și 60 de herți. Mai sus un pic avem undele radio, cu oscilații în jurul valorii de 100 de MHz, folosite și pentru transmiterea semnalelor de televiziune, pentru comunicații prin satelit și telefonie mobilă. Și mai sus sunt microundele, câțiva GHz, urmate de radiațiile infraroșii. Ambele se pot folosi în comunicații. Razele infraroșii, de exemplu, se folosesc pentru transmiterea datelor wireless pe distanțe scurte. Cea mai banală aplicație este telecomanda. Cât despre cuptoarele cu microunde, ele emit radiații cu o frecvență de aproximativ 2 GHz. Mai sus, între 400.000 și 700.000 de GHz, avem spectrul electromagnetic al luminii vizibile. Da, lumina este tot o formă de radiație electromagnetică. De la această frecvență în sus, radiația electromagnetică poate deveni periculoasă. Știm deja că radiația ultravioletă poate să ne facă rău în doze mari. Cu toate astea, cei mai mulți dintre noi nu ratează niciun prilej pentru a sta la soare și a se bronza. Deci așa zisul pericol e relativ. Urmează razele X, folosite de multă vreme în medicină pentru vizualizarea organelor interne. Deci și la această frecvență, pericolul este relativ și dependent de doză. La punctul cel mai înalt al spectrului avem radiațiile gamma, care sunt ionizante, pot distruge atomii prin spargerea legăturilor acestora. Radiațiile gamma se produc adesea în reacțiile nucleare. Și acum să revenim la radiația produsă de telefoanele mobile și de antenele de semnal. Până la acest moment, tehnologiile 1G, 2G, 3G și 4G operau pe frecvențe de până la 6 GHz. Tehnologia 5G va opera la frecvențe electromagnetice mai înalte, de până la 70 de GHz. Această trecere la o lungime de undă mai înaltă față de tehnologiile predecesoare este motivul principal de îngrijorare. Trebuie să recunosc că dacă privim problema așa, strict prin prisma cifrelor, poate prea o creștere semnificativă. De aceea am vrut să vă ofer întâi un pic de
context diferite praguri ale radiației electromagnetice corelate cu aplicațiile lor practice. Dar am văzut că, deși frecvența radiației electromagnetice va crește aparent cu mult, în realitate spectrul radiației electromagnetice este foarte larg. O altă problemă este faptul că, odată cu creșterea frecvenței, scade distanța de propagare. Prin urmare, pentru a oferi publicului conectivitate la viteze 5G, se impune creșterea puterii de emisie prin creșterea numărului de antene sau turnuri 5G, în special în zonele dens populate cu un număr mare de utilizatori. Criticii atrag atenția că acest demers va genera un câmp de radiație electromagnetică mai intens decât până acum și posibil mai periculos pentru sănătate. Experții în telecomunicații spun că acest argument este fals. Da, vor exista mai multe antene pentru a asigura transmiterea corectă a semnalului la viteze 5G, însă numărul mai mare de antene 5G înseamnă că fiecare din aceste antene va putea fi operată la o capacitate semnificativ mai mică comparativ cu puterea de operare necesară pentru a transmite semnalul 4G la distanțe mai mari. Prin urmare, nivelul radiațiilor la care vom fi expuși ar trebui să fie mai mic, nu mai mare. Pericolul radiațiilor ține foarte adesea de doză. La doze mici, radiația este tolerabilă, nu este periculoasă. La doze mari, ea devine periculoasă. Prin urmare, dacă urmăm firul logic, expunerea la doze mai mici rezultate din mai multe antene de capacitate scăzută ar putea fi mai sigură comparativ cu o expunere mai mare. În 2011, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a format un grup de lucru alcătuit din 30 de experți din întreaga lume, care să evalueze efectele biologice ale radiațiilor electromagnetice, inclusiv riscul acestora de a cauza cancer. Rezultatele discuțiilor și concluziile grupului au fost publicate în același an în revista Lancet Oncology. Oamenii de știință au evaluat dovezile existente în literatura de specialitate care arătau o posibilă corelație între radiația electromagnetică produsă de telefonul mobil și riscul de apariție al unor cancere ale sistemului nervos central. Analizând dovezile existente la acel moment, i-au încadrat radiația electromagnetică în grupul 2B, adică posibil carcinogen. O să spuneți: wow, dar asta este foarte serios. Dar înainte de a vă arunca telefoanele mobile, ar trebui să știți că în clasa 2B posibil carcinogeni mai sunt incluse, printre altele, murăturile, extractul de aloe vera, pudra de talc, gazele de eșapament, precum și anumite medicamente, printre care digoxinul și contraceptivele orale pe bază de progesteron. Băuturile alcoolice și alimentele procesate sunt încadrate într-o clasă mai înaltă de risc. La rândul său, Organizația Mondială a Sănătății afirmă că la acest moment nu au fost confirmate efecte adverse asociate expunerii pe termen lung la niveluri scăzute de radiații electromagnetice, însă cercetările continuă în acest domeniu. Principala autoritate în materie de sănătate publică a Statelor Unite ale Americii afirmă că dovezile științifice nu indică o asociere între expunerea la radiații electromagnetice prin intermediul telefonelor mobile și apariția unor efecte adverse. Una din vocile cele mai puternice care vine să contrazică concluziile rapoartelor publicate de IARC și OMS este cea a medicului suedez Lennart Hardel. Medicul suedez este unul din inițiatorii unei petiții prin care cere autorităților europene să adopte limite mai stricte de expunere la radiațiile electromagnetice și să amâne trecerea la 5G, până când vor exista mai multe studii care să ateste siguranța. Petiția este unul din principalele documente invocate de cei care critică decizia de adoptare pe scară largă a tehnologiei 5G. Petiția a primit două răspunsuri oficiale din partea directorului Comisiei pentru Sănătate Publică al Comisiei Europene, John Ryan. În acest răspuns se reiterează faptul că în Uniunea Europeană expunerea la radiații electromagnetice este reglementată și limitată prin recomandarea Consiliului. Toate studiile independente efectuate până la acest moment nu au demonstrat necesitatea adoptării unor limite de expunere mai stricte. Mai mult, radiațiile electromagnetice emise de antenele 5G se încadrează aceste limite de siguranță și nu le depășesc. Prin urmare, nu există argumente care să susțină că trecerea de la tehnologia 4G la 5G va reprezenta o încălcare a normelor de siguranță impuse la nivel european. Toate noile tehnologii adoptate au trecut prin această fază de respingere, de teamă de pericol. Acum mai bine de 15 ani, oamenii s-au impus instalării unui router Wi-Fi în casă,
tot de teama radiaților. Ideea e că poți să trăiești bine mersi într-un câmp electromagnetic era greu de acceptat. Înainte de asta a fost teama că telefoanele mobile ne iradiază. Magazine de accesori GSM au vândut atunci o grămadă de dispozitive hands-free. Se spunea că e mai bine să ții telefonul departe de zona capului să nu crească riscul de cancer la creier. Și mai înainte de asta se spunea că dacă stai prea mult sau prea aproape de televizor o să-ți strici ochii. Era scuza perfectă a părinților și bunicilor pentru a doza în proporții mai mici timpul petrecut de copii în fața ecranului. Acum, în mod ironic, acei părinți și bunici petrec cel mai multe ori în fața televizorilor. Nimeni nu-și mai face probleme că telefonul mobil piradiază și toată lumea pe care o cunosc folosește cu plăcere internetul wireless, acasă, la birou și oriunde. Ce vreau să spun este că teama, circumspecția preced cel mai adesea adoptarea tehnologiilor noi. Asta nu înseamnă că ar trebui să luăm acest sentiment în derâdere sau că el nu este fundamentat. Este bine să ne facem griji, este bine să cercetăm, este bine să continuăm să facem studii care să analizeze efectele pe termen lung ale expunerii la radiații electromagnetice, 5G și nu numai. E bine să ne luăm toate precauțiile și să facem toate demersurile pentru a ne asigura că limităm pericolele la care ne expunem. Curiozitatea, perseverența și prudența sunt întotdeauna calități, niciodată defecte. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre 5G și dacă sunteți de acord cu implementarea acesteia? Vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, dați-mi follow pe Instagram la JokerVirtual1, ne vedem cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.